Vedrà. Registrare ponendo di no. Buon. La aici, la mine, nu mi-a mai arătat că înregistrai pornite, pentru că și la mine se întâmpla, apărea un moment în care se întrerupea filmarea, parcă, și începea înregistrarea, da? Tu știi mai bine. Sigur este pornită, da? Ți arată acum, da, arată că e pornită, că scrie. Așa. Ah, înregistrează apelul. Maria înregistrează apelul și mie scrie asta. Ei, da. E perfect. Marica, deci cele trei fracții au avut, cele trei fracții au avut numitorul una 74, alta 77 și alta 125. La 77 înseamnă 7 ori 11. La 125 înseamnă 5 la 3. Și la 74 înseamnă 2 ori 37. Da. Ei bine, în clipa în care cercetăm ca fracția asta să fie, să fie reductibilă, ea să fie reductibilă, deci trebuie să găsim un divizor comun, adică un număr care să-l împarte și pe cel de sus și pe cel de jos. Ei bine, noi nu căutăm alți divizori decât ăștia pe care îi avem de jos. Adică pe 2 și la 2 nu vrea. Vrea ăsta de jos, sigur că vrea, că este divizor, dar cel de sus nu. Pe 3 nu l-am cercetat, Măriuca, că 3 nu intră în componență. Deci aici 3 nu are ce căuta. Nu este un divizor anumitorului. Hai să adunăm cifrele. 7 și cu 1 face 8 și cu 2, 10, 12, 17. Deci fiindcă suma cifrelor face 17, asta nu are pe 3 ca divizor. Degeaba l-are ăla de sus ca divizor pe 3. Ok. Ce știu ori fi avut, dar nu este un divizor comun. Așa că tu dacă te-ai oprit și ai constatat că l-are pe 3 ca divizor și ai dreptate, dar nu mă încântă pe mine că nu vrea ăsta de jos. Nu l-are ăsta de jos pe 3. Deci eu nu pot împărți și numărătorul și numitorul prin 3. Pe numărător, da, dar pe numitor, nu. Așa că eu am bănuit, fiindcă el n-a vrut la 5, de 3 nu mă interesa. Cât privește fracția asta... La 3, da. Da? Cât privește fracția... Dar la 3, da, vrea. Și cât privește fracția asta, noi am stabilit că este ireductibilă. Iar ea este ireductibilă pentru că am cercetat noi dacă s-ar împărți la 2 și nu, la 5 și nu, la 11 și nu, la 7 și nu și la 3, 7 și nu. Și s-a pus întrebarea, asta ți-a rămas ție ca temă, dacă 6261 este sau nu prim. Și tu ai luat-o la muncă și începând să muncești, ai constatat că este divin. Când am realizat asta, deja făcusem. Noi făcusem la 7 și la 11, la 2, dar la 3 nu ne-a interesat. Tu acasă... Fix cea care se împărtea. Fix cel, da? Și acel lucru nu l-am interesat, că nu ne privea pe noi în problemă. Pentru fracții degeaba merge prin 3 sus, că nu merge jos. Dar tu când ai avut acasă doar asta de studiat, te lua la studiu și ai constatat că ăsta se divide la 3. Pentru că în curiție 6, 2, 8 și... Atunci tu ai tras concluzia că 6261 nu este prim. Și ai terminat problema. Tu ai terminat foarte repede problema. Că ai avut bafte. Dar la început nici eu n-am... La început am făcut câteva. Așa. Și pe aia am un număr. Și am zis... Și am văzut că 6 plus 2... plus 6 plus 1 face 15 și îmi zis, stai,
De ce mai fac munca asta dacă se împarte la trei? Dar da. Nu înțelegeam că eu țineam minte că noi la că l-am făcut pe trei și că nu era bun. Cred că am fost neatenți. Am pronunțat că... Nici nu ții minte ce s-a întâmplat. 2, 3, 5. Știi că ne-am grăbit. 2, 3. Dar pe 3, pe noi nu ne interesa. Nu ne interesa câte vreme când ne legi o parte. Îl privești de sine stătător, ca pe o problemă de sine stătătoare, atunci tu începi să cercetezi toți divizorii. Începând de la 2. La 2, nu 3. Sigur că da. Te apleci acolo cu atenție și vezi dacă suma cifrelor. Și uite așa, Măriuca, tu ai constatat aici că ăsta se divide la 3 și nu este prins și ai făcut lecția din... Dacă nu mergea nici la 3, atunci ducea la 7. De 7 îl făcusem noi împărțirea asta la 7. Ți-o amintești? Da. La 11 am făcut-o. Dar tu continuai pe urmă. La 13, la 17, la 19. Da. Toate numele prime... Până când, știi cât, eu chiar mă gândeam, zic, măi, cred că ajungeai la 93, nu, 93X, nu e număr prim, 96, 97, cred că e număr prim. Ia să vedem 97, dacă e număr prim, dacă prin 7 ar merge. Da, cred că e număr prim 97. Dar nu se oprea la 97, că trebuia să continui, trebuia peste 100, trebuia să deduci la numere prime destul de mari. Pentru 97 că 100 ori 100 cât face, Mărica? 100 ori 100. Face 10.000, nu? Da. Ei, tu trebuia să cercetezi să cauți și numere prime mai mari decât 100. Că numai așa că tu te duceai până ajungi la 60.000. Oh, mai durează. Știu. Și tu trebuia să cauți numerele prime și dincolo de 100. Până când? Știu. Da, deci avea o treabă destul de grea. Dar bafta ta, altă dată, știi, a trebuit să muncești mult. Acum, din prima, ai sezizat că se divide la 3. Salut! Nu chiar din prima. Ce bine, sunt fericită că am avut... Și din prima am terminat egeșițiu. Ai terminat problema. S-ai putut, te-ai putut pronunța. Nu chiar din prima, că a durat câtva timp să realizez. Da, dar vreau să zic că ai avut șansa să nu cercetezi toate numerele prime. Îți dai seama dacă ar fost... Nu puteam să fac, nu puteam. Era imposibil. Bine, nu era imposibil, dar... Nu. Dură prea. Abandonai. Ești sincer aici să spui că dacă ai fi pus în situația de a fi acest un număr... Poate făceam câteva, dar nu puteam să le fac pe toate. Era imposibil. Ia să vedem, mă, dacă aș fi terminat cu 9 aici. Deci eu să termin. Era cât 1 aici? Nu vreau plus 2, plus 1, 2. Plus 2 sunt în parte la 2, 3. Dacă pun 3 aici, ia să vezi, Măriuca, dacă nu cumva și ăsta este unul șmecher. Mai cât e suma acum? 6 și cu 6, 12, 15, 17. Nu se mai împarte la 3. Ei, le-ai fi avut pe ăsta ca număr pentru studiul tău, la 2 spui că nu se împarte. Iar așa, hai să vedem un pic. Să vezi tu cam ce treabă ne așteaptă la ăsta. Nu. Vede vorba. Deci dacă ți-aș fi dat 60.263, ar fi trebuit să încerci și începi așa, 60.200, încă o dată, 60.000, cât? 263. Da, 60.263 nu se divide la 2, că știi de ce. Da. Apoi 60.263 nu se divide nici la 3. Că suma cifrelor face cât? Face... 17, parcă am zis noi. Da. Deci 6, 12, 17. Deci 6 plus... Ca să, pentru prietenii noștri toți, 6 plus 2 plus 6 plus 3 este egal, suma asta, egal cu 17
și 17 nu se divide la 3 și ăsta e motivul pentru care tu nu te apuci să faci împărțirea la 3, pentru că în mod sigur restul va face 2. Că, cu cât am mărit eu de la cât era înainte? Știi cu 2. Era la sfârșit și am mărit cu 2 și acel 2 rămâne la sfârșit. Deci nu se divide la 3. Atunci, hai să vedem 60.263 dacă se divide la 5. Nu se divide la 5, știi tu când se divide la 5, că ultima cifră este 5 sau 0, nu? Adică se divide, dar nu se dea un număr complet. Nu, nu e bine că se divide. Facem împărțirea, dar dă rest, asta vrei să spun. Da. Deci dă un rest categoric. Și noi nu vrem să dă rest. Acum, să vedem 60.263 dacă se împarte la cât? Care ar fi după, ca ordinea numelor primii, după ce am văzut 2, 3, 5, 7. Aici nu am un criteriu și aici fac împărțirea la 7, efectiv. Ar trebui la toate numerele să existe o chestie. Ah, da. Criterii! Ce bine ar fi! Ar fi mai ușor, dar nu există. Da, ce minunat ar fi dacă la fiecare număr prim am avea câte un criteriu de divizibilitate. Atunci ne mai facem împărțirea. Da. Ar fi foarte tare, dar uite că nu avem ce face. Hai să facem. Nu există. Să inventăm. Nu putem. Nu cred. Să știi că această problemă a ta și-o pus-o foarte mult de-a lungul timpului. Că fiecare om caută să muncească mai puțin. Să muncească mai puțin și să aibă rezultate foarte bune. Așadar, în cazul de față, la 7 luăm pe amândouă cifrele, nu? Da. Și zicem 7 ori cât să facă 60? 7 ori... 9 e prea mult, deci 8. 7 ori 8, 56. Vorbește tu, te rog. 56 egal cu 4. Da. 4, coborăm 2, punem linie. Pune linie. Așa, măi, Mărica, bine că ți-ai amintit că, uite, că am pățit-o doar ieri. Ar trebui 6. Să... 6. 6 ori 7, 42. A fix. 6. Coborâm pe 6. Așa. Se împarte. Adică 0. Așa, așa. Merge de 0. 3, 9. Și punem pe 3. Și am scăpat. 7, 9, 63. Gata. E? Deci acest număr nu este prim pentru că se divide la 7. Și am scăpat. Mă gândeam acum și tot îmi plimbam mintea și spuneam nu merge la 7, dăm la 11, la 13, la... Ehe, și câtă treabă o să avem. Dar uite că am scăpat. Când ca să fie câtul mai mic decât de împărțitorul. Așa. Până când ajungem la un cât care e mai mic decât împărțitorul, nu de împărțitorul, împărțitorul. Împărțitorul, pardon. Da, deci la o împărțire când câtul este mai mic decât împărțitorul. Și mă gândeam, asta o să fie foarte ușor. După am realizat, stai. Deci, ai făcut tema foarte repede, mă bucur mult, cu observația ta. Și spus, dar dacă nu realizam? Stăteam aici un an întreg și tot nu terminam. Da, ai fi avut, fiind o număr mare, dacă ar fi fost prim, să știi că sunt numere prime foarte mari. Dar, de data asta, n-a fost să fie un număr prim ca să-ți dea ții foarte mult de lucru, ci el s-a oprit din start. Ai văzut pe 3. Măriuca, ia să vedem noi așa. Uite, 64 împărțit la 4, cu cine este egal? Putem face un 4 în 6 odată, nu? Da. 16.
Și 4, 24. Că tu faci în minte 4 ori 1, 4. Diferența este 2. Coborâm pe 4, 24. 4 în 24? Optim. Nu? Uite, 1 ori 4, 4. Hai să facem ca să vadă toată lumea. Bine, 4 din 6. Coborâm 2. Deci diferența e 2, coborâm pe 4. 4 și 6. Așa. 6 ori 4, 24. Tu ai zis 16, ai zis bine, dar eu am fost neatent. Am avut impresia că ai zis că ar fi 14. No, ce să, nu mai comentez că iese prost pentru mine. Nu se întâmplă să creșești, na. Da, eu o pățesc, mați. Dar că ești, chiar și Einstein greșea. Deci 64 împărțit la 4, am spus că îmi dă cât? 16. Da, pe 64, eu îl mai pot scrie ca fiind, hai să zicem, 8 ori 8. 8 ori 8. 32. Sau da. Pot să spun, nu? 32 plus 32. Și acum, 64 împărțit 64 împărțit la 4, eu pot să spun că este egal cu 32 împărțit la 4. 32 e plus 32, totul de împărțit la 4. Urmărește-mă că văd că spun mai prostii. 32 plus 32 împărțit la 4. Adică ce am făcut, Măriuca? Pe 64 l-am scris ca 32 plus 32. Și acum... Ai descompus. Exact. Și acum pe 32 îl împart la 4. Deci 32 împărțit la 4. Să văd, vreau să văd dacă înseamnă să împart pe fiecare termen al sumei. Vreau să văd dacă ajung la acel rezultat. 32 împărțit la 4 plus 32 împărțit la 4. Ia să vedem de același răspuns. 32 împărțit la 4? Da. 8 plus 8. Foarte tare. Deci descompunerea lui 64 și vreau să împar la până înseamnă pe fiecare să fac asta. Deci cu adunare împărțit la 4 înseamnă să împarți pe fiecare termen al adunării la 4. E prima chestie, dar să mai încerc ceva. Să nu cumva să fie o întâmplare. Hai să-l vedem pe 64 altfel scris. 64 ca să 16 plus cât? Până la 64. Să scădem. Șase din 14. Cât face? 6 din 14. 8. Da. Și 1 din 5. 4. 48. Da. Deci 16 plus 48 fac 64. Cum era asta împărțit la 4? Acum să văd dacă îmi dă aceeași lucru, de-l împart pe 16 la 4, 16 împărțit la 4, plus 48 împărțit la 4. Și 16 împărțit la 4 face cât? 16 4. Da. Plus 48 împărțit la 4? 48 împărțit la 4... 12. Tot 16. Hai cât tare chestia asta. Asta e descoperirea noastră acum. Deci, dacă am 2 sau mai mulți termeni, pot fi și 3, împărțit la un număr, împare pe fiecare la acel număr. Pe fiecare. Noi am luat ca 2 termeni, dar putem să... Ia să vedem dacă luăm 3 termeni. Să strică ceva. Deci, hai să zic 64 este... Împărțit la 4, egal cu, dă tu ce, o descompunere din 3 termeni. 3 factori sau 3 termeni? Da, din factori la produs, la termeni, 3 termeni,
64 adunat cu adunat cu adunat, se face fiecare la 4. 4, 90. Ia uite, mie mi-a spus acum. 4 plus 20 și plus 40. 60. Fac 60. Și tot împărțit la 4, ia să văd, mă, dacă merge, înseamnă că stabilim o rețetă nemaipomenit interesantă. 4 împărțit la 4. 1. Deci scrim egal cu 4 împărțit la 4, se vadă prietenii noștri, plus 20 împărțit la 4, plus 40 împărțit la 4 și egal cu 40 împărțit la 4 face 1, plus 20 împărțit la 4. 20 împărțit la 4, 5. Da, plus? Plus 10. Plus 10. Tot 16. Perdona me! E nemaipomenit. Gata. Putem spune. Dacă avem o sumă, noi am încercat cu o diferență. Ia să facem și cu o diferență. Ia să-l scrim tot pe 64 ăsta. Între diferență. 64. Ca fiind... Se intervine și o diferență. De 64 împărțit la 4, eu zic că este egal cu 72 minus 8. Ok. Da? Și tot împărțit la 4. Dacă îi deșteaptă ideea și pentru scădere, înseamnă și o adunare așa scăderii, vom merge foarte bine. Adică încerc, vedem dacă îmi dă așa 72 împărțit la 4, minus 8 împărțit la 4. Și egal cu? 1. Deci 4 în 7 împărțit, 32, 8. De 8, 8. 8 ori 4, 32, nu? Da, 18. 18. Minus 8 împărțit la 4? 2. 2. Gata. 16. Deci și pentru scădere e adevărat. Deci dacă avem o adunare sau o scădere de mai mulți termeni, într-o paranteză, mai mulți termeni, și împărțim totul la un număr, înseamnă să împărțim pe fiecare la acel număr. Da. Ia scrie tu cu cuvintele tale. Spune așa. Formulează tu cum crezi tu ca să-ți vină clar după exemplele noastre. Mai zic și după aia scriu? Da, o formulăm întâi. Împreună așa să găsim ideea cea mai clară. Ca să aflăm repede sau... Nu, repede sau mai încerc, nu e important. Nu ai împărțiri. Deci o sumă sau diferență de mai mulți termeni, împărțit la un alt termen, înseamnă să împărțim pe fiecare la acel termen. Nu așa ar trebui? Da. Deci o sumă sau diferență de mai mulți termeni, pe care îi punem în paranteză ca să se înțeleagă că împărțirea se adresează tuturor. Că dacă nu punem paranteza asta, Măriuca, știi ce înseamnă? Înseamnă că 8 se împarte la 4, atât. Deci când spunem o sumă sau o diferență de mai mulți termeni, și poți să spui, dintr-o paranteză, o sumă sau mai mulți termeni dintr-o paranteză, împărțiți la un număr, înseamnă să facem împărțirea fiecărui termen la acel număr. Ia zi-o și tu și pun să o scrii. Bine. Împărțirea... Mai multor termeni. Împărțirea mai multor termeni. Mai multor termeni, da? Mai împărțirea multor... mai multor termeni. Termeni. De adunare sau scădere. Așa, de adunare sau scădere, adică despărțiți cu plus sau minus, da, între ei, cu cuvintele tale, despărțiți cu plus sau minus între ei,
Împărțiți la un număr. Deci termine ce împărțiți la un număr? Toți termenii împărțiți la un număr. Da. Sau bine, termenii în paranteză. Da. Un număr. Înseamnă de fapt? Înseamnă de fapt descompunerea... Nu, înseamnă de fapt să împărțim pe fiecare. Să iau pe fiecare. Da. Da? Înseamnă să împărțim pe fiecare la acel număr. Încă o dată, mai facem un pic de efort ca să spunem exact în cuvinte cum ai înțeles tu. Dacă avem vreodată, uite așa, dacă avem vreodată de împărțit o sumă sau o diferență, dacă avem vreodată o sumă sau o diferență de mai mulți termeni împărțiți toți la un număr, înseamnă să facem acest lucru cu fiecare termen din paranteză. Deci dacă avem o împărțire de dacă avem de făcut o împărțire a mai multor termeni cu minus sau cu plus. Dar despărțit în ei cu mulți minus sau cu plus, adică e sumă și diferențe. Da. Înseamnă să îi împărțim toți la pe un fiecare. Număr. Să îi împărțim pe fiecare, pe fiecare la acel număr. La un număr. La acel număr. La acel număr. Hai scrie acum. Ia, să o scriem. Definiție. E ca o definiție asta. Bine. Definiție. Dacă avem de împărțit o sumă sau diferență de mai mulți termeni, adică poți să fii și cu minus acolo, de mai mulți termeni. Ce se află într-o paranteză? Important. Deci scrie, citește de până acum ce ai spus, ce ai scris, dacă avem o împărțire cu mai mulți termeni. Dacă avem de făcut o împărțire. Deci dacă avem de făcut, adaug acest lucru. De făcut o împărțire. Dacă avem de făcut o împărțire. Împărțire de mai mulți termeni, Termeni. Da, de mai mulți termeni. Dacă avem separați. Puși toți într-o paranteză, da? A. Da? Toți într-o paranteză. Paranteză. Înseamnă, de fapt, pe fiecare termen, înseamnă să facem împărțirea fiecărui termen la acel număr. Înseamnă să facem împărțirea fiecărui termen. Înseamnă să facem împărțirea fiecărui termen în paranteză. Din paranteză la acel număr. Fiecărui termen din paranteză la acel număr. Corect. Deci, dacă avem de făcut o împărțire de mai mulți termeni puși toți într-o paranteză, înseamnă așa să facem împărțirea fiecărui termen din paranteza la acel număr. Corect. Exact așa cum facem în practică. Deci, dacă avem de făcut o împărțire
ai mai multor termeni. Când zic termeni, mă refer la faptul că deja sunt cu plus și minus între ei. Ai mai multor termeni despărțiți, în mai multor termeni aflați într-o paranteză, înseamnă să luăm pe fiecare să facem împărțirea asta. E atât de clară că exemplele noastre nu au spus chestia asta. Da? Deci noi acum ne-am convins din exemple că este adevărată treaba asta. Deci pe toți împărțim la numărul acela. Și pe urmă facem operația dintre ei a câturilor respective. E uite la ce, de ce m-am gândit eu la treaba asta. Că merită să facem așa ceva și merită să ținem minte. Uite, am o idee acum trăsnită, plecând de la chestia asta. 248 împărțit la 2. 248 împărțit la 48. Scrii, da? Împărțit la 2. Da, egal, scriu. Îl scriu desfășurat. Egal cu 200 plus 40 plus 8. Nu? Așa se scrie desfășurat numărul. 2 plus 40 8 împărțit la 2. Ce egal cu? După ce am descoperit acum, cum continui aici? Te rog să mă ajuți tu. Că avem o sumă. 200 împărțit la 2. Așa, mărică, 200 împărțit la 2. Plus. Plus 40 împărțit la 2. 40 împărțit la 2. Plus. Plus 8 împărțit la 2. Și egal mai departe cu? 100. 100. Plus 20. Da. Plus 4. Plus 4. Care e egal? Cum strânge-l tu? 124. Egal cu 124. Hai să facem noi împărțirea cum știm să o facem noi. Că știm să facem împărțirea. Parcă n-am știut desfășurarea asta. Să zicem, 242 împărțit la 2. Odată. Odată. Zi, 1 ori 2, 2. Așa. Nimic. Coborăm pe 4 de două ori. Da. 4. Da. Acum nimic. Coborăm pe 2. Da. Dar trebuia să pui... Dar trebuia să pui 248. 8, 8, 8, 8, 8, 8. De ce am zis eu așa? De ce am zis 4? Numărul a fost... Asta a fost... 248 a fost numărul, Mărica. Da. 248. Tu bine că ai devenit, ai văzut aici greșeala. Deci coborâm pe 8 și 2 în 8. Și 2 în 8 de 4 ori. Fantastic! Acum am înțeles ceva. Deci chestia asta care a fost descoperită, cum a fost descoperită? De multe ori m-am întrebat, Măriuca, cine o fi avut mintea asta așa deșteaptă, de oranjată, așa ceva? Și eu a avut el în minte că a spus de câte ori merge și nu știu ce, coborând pe asta ca elev, a învățat un mecanic. Niciodată nu mi-a explicat nimeni, niciodată. De care ce? Care e motivul? Asta de aici, asta e motivul. Că pe 248 l-o scris ca 200 plus 40 plus 8 și pe fiecare împarte la 2 și obține așa și o strâns totul loc să aibă desfășurat. Deci vezi omul cum a căutat tot timpul. Omul când muncește caută să găsească ideile cele mai rapide. Și atunci, în loc să fie explicat elevului de aici, când învățătoarea a făcut împărțirea, să-i explice, să-i insiste pe aici ca să înțeleagă elevul de ce face asta. Că totul aici e mecanic. Nu înțelegi deloc cum se întâmplă fenomenul. Vezi? Și atunci a fost strânsă toată desfășurarea asta în această șmecherie și să obținem 100, 1, 2, 4, 124.
Nu stresare inima de bucurie. Este o imensă bucurie, ca să înțelegi mecanismul. Că ori de câte ori, așa mi se întâmplă mie, ori de câte ori cineva îmi spune ceva mecanic să fac și nu înțeleg ce se întâmplă ca fenomen, foarte greu înțeleg, foarte greu. Vorba unui... Acum știi cum eram eu, aproape, nu chiar în fiecare zi, dar în cele mai multe zile așa eram eu, mai ales în școală online. Dar nu numai acolo, Măriuca. Eu fac pareu, pareu pur cu tine, că și în America este aceeași chestie. Deci nu se le explică. Da, nu le explică copiilor de unde vine chestia asta. Le spune, facem așa, facem așa, facem așa. Chestia asta o să descoperim și de ce atunci când e prea puțin, când deși punem zero și toate chestiile alea. Nu mecanic. Eu vreau acum, astăzi, să ne ocupăm, să înțelegem foarte bine algoritmul împărțirii. Chiar așa să notăm. Algoritmul împărțirii. Asta e tema noastră. O să evit așa o chestie. Algoritmul împărțirii. Să înțelegem. Nu, chiar așa vreau să scriu. Șterg să spune așa. Să înțelegem algoritmul împărțirii. Așa se facă toți profesorii, toți învățătorii, toți, că altfel copiii sunt traumatizați, sunt, cum să spun, numai mecanic să înveți acolo niște lucruri, nu-i deloc corect. Cum a zis? Să înțelegem algoritmul împărțirii. Da, să înțelege algoritmul. Ce înseamnă algoritm? Pașii pe care îi facem la împărțire. Întreabă-l pe taza că știi ce înseamnă un algoritm. Ce fac pasul 1, pasul 2, pasul 3, când acolo stabilim un program. Să înțelegem. Adică noi am făcut un algoritm când... Acum, da. Cine a fost prezent? Deci atunci când am scris noi pașii pentru a aduna două sau mai multe fracții. Așa, măi, Măreca. Acolo pasul 1, ce zici tu că faci la 1, al 2, al 3-lea. Deci în ordine aceea. Acum noi am descoperit pașii. Cei ce să ții mecanic să faci acolo cum se coboară și ăla, nu știu ce, când se coboară, dar de ce se coboară? De ce se face asta? Asta vedem să înțelegem acum. Deci să înțelegem algoritmul. Lecția asta este o lecție istorică. Să înțelegi? Istorică, că n-a fost făcut niciodată. Nimic nu o să o găsești nicăieri. Să înțelegem algoritmul împărțirii. Să înțelegem. Nu să-l memorăm. Să înțelegem noi așa înăuntru, așa cum funcționează el. Asta vrem să facem. Ia să vedem. Să înțelegem algoritmul împărțirii. Mai luăm încă unul și facem așa munca asta desfășurată. Vedem cum se așează, dacă îi deșteaptă ideea. Începem. Deci, zicem. 600 32 632 împărțit la 2. Tot la 2 încercăm pentru început, ca să ne înțelegem mai bine. Egal cu desfășura. 600, vorbește tu. Vreau până și paranteză acum? Da, sigur. Faci okay. Așa, paranteză. 600 plus 30 plus 2. Plus 30 plus 2. Și egal, împărțit la 2. Și egal mai departe cu? Și egal cu 600 împărțit la 2. Așa, 600 împărțit la 2 plus? 30 împărțit la 2. Corect. 30 împărțit la 2. Plus 2 împărțit la 2. Plus 2 împărțit la 2. Și egal cu? 300.
Corect. Plus 15. Plus 15. Plus 1. Plus 1. Egal cu 316. 316. Eu aș mai insista aici, că a fost un moment când deodată 30 împărțit la 2. Aici am să încerc să scriu pe 30, să-l descompun ca fiind cel mai aproape de împărțire, adică 20 plus o 10. Ok. Da? Hai să reluăm din nou, egal cu, să facem mișcarea asta, să vedem cine este. Egal cu 60, 600 împărțit la 2, știi, aici, 600 împărțit la 2, plus 20 împărțit la 2 și plus 10 împărțit la 2. Și plus 2 împărțit la 2. Da? Da. Și egal. Aici trebuia să zic 600 împărțit la 2, nu? Am uitat să spun. Da, împărțit. Da. Și acum vine 300 plus 20 împărțit la 2, 10. Și plus 10 asta și cu 2 de aici, fac 12, nu? Da. 12 împărțit la 2. Și egal mai departe cu 30 plus 10 plus 6. 300 plus 10. 300 plus 10 plus 6. Așa. Și face cât desfășurarea asta? 316. Adică acest 15 deodată l-am mai rupt. Dând, vreau numai 10. Să apară așa. Sute, zeci și unități. La cât? Ca să poți strânge deodată. Foarte, foarte important acest 1 care a apărut și coborâm pe 2 și am făcut 12. Să vedem cum arată. Deci să vezi cum, ce minune, exact asta care s-a întâmplat acum în teren, în desfășurarea noastră, se întâmplă în algoritm. În acela care, în care a fost adunat. Toată desfășurarea noastră a fost adunată în algoritmul acela. Eu nu știu unde să scriu un pic, dar am să scriu, cred că aici am să mă descurc, Măriuca. Scriu un pic mai atent deodată aici. Cam 12, același se vede, văd prietenii noștri. Aici se fac împărțirea. Deci, 632, Măriuca, 632, împărțit la 2 și tu începi să spui, egal cu... Egal cu 3. 2 în 6, 3. Adică cifra sutelor, vezi? Da. Care e eu. 2 în 2 ori 3, 2, 3 ori 2 fac 6, nimic. Coborâm pe 3. Da. Și o 2 dată. În 3 merge o dată. 1 ori 2, 2. Rămâne 1, adică rămâne o 10 aceea. 10 aceea când am descompus-o noi și când am coborât pe 2, am construit pe 12. Vezi? Superb! Și acum zicem 12 împărțit la 2. Deci 1 acela la scădere, fiindcă suntem la cifra 10-lor, de fapt 1 acela este o 10. Dacă vrem să fim cinstiți, noi am putea, după ce am coborât, am făcut cu 6, am văzut cu 3 și când am coborât pe 2, repet, e ultima cifră la unități,
Restul acela care a fost aici, a fost a 10 de acolo. Știi că pe 30 l-am scris ca fiind cine? 20 plus o 10. 10 aceea în care am lipit lângă ea un 2, am făcut 12. Și 12 împărțit la 2 egal cu 6. 316 e toată împărțirea. Acum, ușor, ușor, făcând exemple mai multe, înțelegem mecanismul ăsta. Că 30 n-a fost un multiplu imediat de 2, în sensul că cifra 3 nu s-a împărțit la 10, cifra 10, 3 nu s-a împărțit exact la 2. Și atunci ne-am dus la una mai mică, 20. 20 și ce a fost în plus, am lipit-o de cifra unităților. Mai vedem încă o dată un alt exemplu. Aici se pare interesant, nu? Adică pentru prima dată sesizăm că atunci când rămâne un rest, de fapt restul acela este nu unul simplu, ci este corespunzător cifrei de unde am făcut-o. Deci este 10. Și când vinem cu cifra următoare lângă ea, formează un nou număr. Este 12. 12 împărțit la 2, iată-l 6. Vreau neapărat să înțelegem bine mecanismul așa, ca tu să ai bucuria asta și spui am înțeles algoritmul ăsta și în loc să avem desfășurarea asta, care necesită mult timp, atunci pe ea am strâns-o într-o variantă de aceasta care face pasul întâi, vedem de câte ori câte cifre are, nu știu ce, nu știu, povestea asta trebuie să o înțelegem bine, bine. Uite, mergem mai departe. Un alt exemplu. Roșu nu se vede? Se vede roșu. Se vede, nu? Mărica spune că se vede. Să înțelegem algoritmul. Algoritmul împărțirii. Algoritmul algoritmul împărțirii. Să înțelegem algoritmul împărțirii. Uite, să zicem așa, Mărica, că avem 372 care se împarte sigur la 2, pentru că ultima cifră este pare. O să discutăm și chestia asta. Împărțit tot la 2. Egal cu? Ok. 300. Așa, 300. Paranteză. Da, în paranteză, 300 plus 70. Vorbește, te rog. 2. Împărțit la 2. Fiindcă 300 nu e multiplu de 2, adică nu e multiplu cifra sutelor. 3 nu e multiplu de 2. Și o să zicem 200, cel mai apropiat ca multiplu. Da, 200 plus 100. Plus 100. Plus 70, plus 2. Totul de împărțit la cât? La 2. Acum, încercăm să lipim pe 70 de 100. Dar fiindcă 70 formează 1 și 7 aici, nu se va împărți exact. Adică nu va fi, primele două cifre nu vor fi multipli de 2. Și atunci zicem 60 plus 10. Ca să lipim pe 60 lângă 100. Și egal mai departe cu 200, Măriuca, lăsăm, când place, plus 50. 160, da?
160. 160 plus 10 și cu 2 plus 12. 12, pardon. De acum. Din clipa totul de împărțit la 2. 2. Și egal cu 200 împărțit la 200 împărțit la 2 este 100. 100 plus hai să zic, nu, să zicem să vadă prietenii noștri, scriem împărțirea asta că e important să vadă și bine. 200 împărțit la 2, că tocmai le spunem proprietatea. A? Plus 160 împărțit la 2 plus 12 împărțit la 2 și egal cu 200 împărțit la 2? 100. 100. Plus? Plus 80. 80. Plus 6. Plus 6. Și egal cu? Și egal cu 186. 186. Ia să vedem, facem algoritmul. Adică 372 împărțim la 2. Și începem să aplicăm. Cum știm? E tocmai ăsta concentrat. Zicem 2 în 3. 2 în 3 odată. Odată. 1 ori 2. 2. 2. Rest 1. 1. Dar de fapt acest 1 cât înseamnă? E la cifra sutelor. Acest 1 cât înseamnă? De fapt înseamnă 100. E suta asta, Măriuca. E suta asta care am rupt-o noi. Deci restul ăsta 1 nu e un 1. E 100 pentru că e la cifra sutelor jocul făcut. E suta asta care avem noi ca rezervă. De aceea lângă 100 coborâm pe 7. Și cât este când am coborât pe 7 de la 10? E 170 aici. Da. Da? E 170. Dar dacă nu-l mai pun, eu văd 17. Da. Dar acest 17 înseamnă 17 în 10. Da? Și 2 în 17? Nu, 8 ori. E 8 ori. 8 ori 2, 16. Și rest este 1. Dar acest 1 ce înseamnă, ca să înțelegem noi? Înseamnă 100. Nu, că e la ce cifre? Nu. La ce ordin? La 10. La 10. Este 10 asta, Măriuca. Este 10-a de la 170. Știi că așa a fost. De la 70, pardon. Este 10-a de la 70. Da. Care se lipește cu 2. Și cât face aici când am coborât pe 2? E 12 ăsta de la sfârșit. E superb. E 6 și da. Da? Deci e 2-ul acela care se lipește de 10. 10 plus 2, 12. Și acum 2 în 12? 2 în 12 e de 6 ori. 6 ori 2, 12. Vreau neapărat să pătrundim. Cu cât facem mai multe exemple, înțelegem că eu mi-am pus în evidență tot timpul. Vezi, aici a fost 300. N-a mai fost ca data trecută 200 ca să meargă deodată. Și 100, fiindcă 2 față de 3, la nivelul sutelor, era cu 100 în plus. Acea 100, lângă ea, viu cu 70, din descompunere și fac 170. Dar ca număr de 10 înseamnă 17. Și nu-mi place că nu-ți cuprinde. Și atunci pe 70 l-am rupt ca fiind 16
în desfășurare și 10 aceia, 10 asta de la 70, am lipit-o lângă 2 și am, în descompunere, numărul mi-arată așa. 200 plus 160 plus 12. Iar pe traseu aici, suta aceea de la 200 la 300, de la 200 la 300 înseamnă aici văzută diferența. 1 aici la nivelul sutelor. A venit 70 și a făcut 170 de fapt. Dar 170 ăsta, când am continuat algoritmul, merge de 8 ori 2, 16. Și rămâne o 10. De fapt, eu am scris 160 cât mi-era 200. Fai, cât are acum. Fantastic. Acum înțeleg, mă. Uite că eu înțeleg mai greu. Deci, Măriuca, pe 300 l-am zis 200 ăsta, care îmi place. 160, care îmi place aici. Și 10 aceea de la 107, de la 70, 10 aceea am lipit-o cu 2 și a făcut 12. Și iată descompunerea. Fostul 372, ca și mecherii de descompunere, înseamnă așa. Acum am înțeles bine. Știi cum? Cu cât insistăm mai mult, înțelegem. Îți povestesc ceva. Un profesor se duce la clasă, la studenți. Știi că după ce se termină liceul, se face facultatea, nu? Cum a făcut tati și mami. Ei, și el, profesorul, preda acolo așa de ciudat, încât studenții nu înțelegeau nimic. Deci nimic nu înțelegeau. Așa. Și aveau întâlnire cu decanul facultății din când în când. O dată pe lună se întâlneau. Și aveau posibilitatea să spună: domnule decan, la cursul cu tare, noi nu înțelegem nimic. Ni se predă, dar nu înțelegem nimic. Și așa a fost reclamat un profesor care, mă rog, se ducea la cursuri, nu înțelegeau nimic, nu înțelegeau studenții. Și în clipa în care el s-a cam deranjat, a fost supărat așa că l-a reclamat. Nu a fost o notă bună pentru el, că i-a tras atenția de decanul și a spus: băi, vezi cum faci cursul ăla, băi, fă-te și tu înțeles acolo, explică studenților cum trebuie, că te-a reclamat. Te-a reclamat studenții că nu înțeleg nimic. Și el a venit: dragilor, dragi studenți, păi bine, eu am venit, v-am explicat așa, cum aș zice eu aici, în loc de 300-200 și zice pe acolo, și zice, v-am explicat tot. Și zice, v-am explicat odată, ați înțeles? Întreabă, ați înțeles? Și îi spun, da. Studenții spun, da. N-am înțeles. Păi el mai explică încă o dată. Și iar mai explic o dată, de 3 ori explică. Și tu îmi spune: păi am înțeles-o eu, dar eu am înțeles-o și eu. Voi cum din ați înțeles-o? Deci el preda ceva ce nici el nu înțeleseseră. Spune că am înțeles-o eu. Mă întreb cum voi din ați. Deci explicând el, asta vreau să spun, explicând el, în timp ce explica, o înțeles-o și el. Așa am vrut să spun și eu acum, că am înțeles și eu foarte bine, că acum pentru prima dată predau așa. Că vreau și eu să descoperim și să înțelegem foarte bine algoritmul. Deci, Măriuca, 372, înțeleg eu acum că îl pot scrie ca fiind 200 plus 160 plus 12, Măriuca. 200 plus 160 plus 12. Să vezi dacă faci și 372. Deci 200 plus 160 plus 12. Face. Exact. Da. Și ăsta împărțit la 2. Nu? Egal cu toate astea împărțit la 2. Da. Și când noi am descoperit tehnica asta că putem împărți pe fiecare la 2, înseamnă 200 împărțit la 2. Cum este scris de sub, plus 60 împărțit la 2, plus 12 împărțit la 2 și care îmi dă 186. Iar toată această desfășurare este scrisă așa, în schema asta, care mărește foarte mult viteza de lucru. Foarte mult.
Dar eu mă strădui să fac înțeleasă ideea asta, când noi scădem aici, e unul ăsta. Dar unul ăsta e a sutelor, deci e 100. Și am coborât pe 7 și 170 aici. Că avem și a unităților. 170. Și noi vedem numai pe 17. Dar trebuie să înțelegem că e vorba de 170. De aceea, la cât noi construim pe 8, 8 ori 2, 16 și rămâne un 1. 1 acela este 10. Pe coloana 10-lor suntem. Și când lipim un 2, am făcut 12. Și 12 împărțit la 2 merge de 6 ori. Acum, la următorul model, îmi explici tu desfășurat să facem și pe urmă aranjarea completă. Am să iau 572 împărțit la 2. Deci noul exercițiu este ăsta. 572 împărțit la 2. Ștere și așa. 572 împărțit la 2. Mai întâi descompunem. Așa. Parafeză. 500. Da. Plus 70 plus 2. Plus 2. Împărțit totul la 2. 2. Și egal cu? Și egal cu 500 împărțit la 2. Așa. Dar hai să așezăm. Hai să așezăm lor de 500. 5 nu se împarte exact la 2, deci luăm pe 4. Deci 400. Așa, 400 plus 100. Plus 100, corect. Plus 70, dar în loc de 70 să zici cât? Putem să punem 60. 60, foarte bine. Și plus o 10. Plus 10. Și plus 2. Da. Tot împărțit la? 2. 2. Și egal mai departe să ne aranjăm treaba și pe urmă facem împărțirea. Și egal cu 400 plus? 400 plus 160. Da, plus 12. Plus 12, totul de împărțit la 2. Și acum fiecare la 2 și egal cu? Egal cu 200. 200. Plus 80. Nu. Hai să spunem, ca să vadă prietenii, egal cu 200 împărțit. Nu, 200, 400 împărțit la 2, bun, plus. Plus 160 împărțit la 2. Da. Plus 12 împărțit la 2. Da. Și egal cu? Egal cu 200. 200, perfect, plus. 200 plus 80. 80, da. Plus 1. 12 9, 6. Plus 6. Și face răspuns? 80 aici, da? 80 am uitat eu. Da. Cât face? 286. 286. Hai să vedem algoritmul, dacă ne conduce exact acolo. 572 împărțit la 2. Egal cu? Egal cu de două ori. Da. 4. Da. 1. Da. Care reprezintă 100. Așa, 1 care e 100 de fapt. Corect. Coborăm pe 7. Da. Și de fapt e 170. Da. Și 2 în 17. 2 în 17 de 8 ori. Da. 8 ori 2. 16. 16. Da. Care reprezintă 160. Da, de fapt 160 de scădere înseamnă 10. Da.
Și coborâm pe 2, care înseamnă? Pe 2, care înseamnă 12. 12? Deci construcția, ultimul număr, când am coborât unitățile, înseamnă 6. Acest 12. Împărțit la 2, egal cu? 6. 6. Perfect, răspunsul de mai sus. Este 400 plus 160 plus 12. Exact ce se întâmplă. Este 400, Mărica. Uite. Este 160. Asta înseamnă construcția care să dea desfășurarea perfectă ca să meargă împărțit. Practic să scrie cu roșu 0. Hai să scriu asta. Hai să scriu 400 așa, scăderea asta. 160 cu roșu. Da. 160 și 12, iarăși ultima. Că tu pe 572 l-ai văzut ca fiind 400 plus 160 plus 12, Mărica. Superb este. Uite, e 400 plus 160 plus 12. Și împărți la 2, fiecare împărți la 2 și te duci la rezultat. Dar ai să, în loc să faci manevră de acestea, așa ca să joci frumos lucrurile, însă nu poți înțelege asta de aici dacă nu ai pe asta desfășurată. Asta am, de aceea am pornit-o de aici. Părea o chestie așa de pierdere de timp. Părea că pierd timpul cu o sumă sau mai mulți, o sumă sau o diferență de termen împărțit la un număr, înseamnă să faci fiecare. Ai înțeles de ce am făcut asta întâi? Ia să văd dacă spui. Sunt foarte bucuros. De ce crezi tu că am făcut prima definiție? O sumă sau o diferență de mai mulți termeni puși într-o paranteză, împărțit la un număr, înseamnă să împărțim la acel număr pe fiecare. De ce crezi? Ca să aflăm răspunsul? Da, ca să-mi construiesc terenul, ca să pot să aplic proprietatea asta aici. Deci eu dacă nu făceam proprietatea asta de aici, deci o sumă sau o diferență de mai mulți termeni, asta de așa, definiția ca ceea care am dat-o, și nu-mi pregăteam deci, terenul când fățim pe fiecare, uite cum se duce aici, tu erai foarte necăjită, că nu știai de ce pe fiecare, nu înțelegeai. Dar dacă eu am făcut prin exemplu și am tot insistat acolo și te-am convins pe tine, am putut stabili definiția și asta mi-a folosit neapărat în demonstrația asta a mea. Că fără ea nu puteam să mă apuc de ghesiu. Ei, asta înseamnă, cum se spune, calitatea unui profesor care nu vine agresiv să-ți arunce niște răspunsuri, ci el își pregătește meticulos fiecare, să spunem, chestiune pe care are de gând să o folosească în pașii din urmă. Cărămidă cu cărămidă. Atenție, cărămidă cu cărămidă. Deci, ca să fiu să fie explicat algoritmul, n-aveam nicio șansă decât dacă făceam desfășurarea. Dar desfășurarea asta nu puteam să o fac decât dacă aveam definiția aceea. Vezi? Asta am făcut eu totdeauna. N-am aruncat niște lucruri așa ca pe fereastră, să se prindă de ei cum necum. Ci trebuie să înțelegem noi ca profesori, care altfel prezenți ca profesorul acela. Explic o dată, două ori și zice, am înțeles-o eu, dar păi voi încă n-ați înțeles-o. Da? Altfel, ți se pare că... De ce copiii fug de matematică? Ei neînțelegând, fug de matematică pentru că nu înțeleg frumusețea asta a modului de a raționa, de a gândi. Ți se par că sunt niște lucruri atât de complicate, azi le înveți, mă ne uiți. Iar noi ce facem acum este o construcție meticulos făcută, atent, încât reluăm ce am făcut mai ieri, pentru mâine reluăm și facem mâine și mai facem un pas. Deci, încă un pas. Cărămidă cu cărămidă. Cărămidă cu cărămidă și de aceea o să fim într-o poziție foarte bună. Nu ne permite că noi ne-am asumat un rol. Ne-am asumat să fim profesorii profesorilor. Știi ce înseamnă asta? Este o obligație imensă ca ne-am asumat-o. Aceea de a învăța pe ei cum să predea. Pentru că, iată, copiii să nu mai fie stresați. Ei trebuie să înțeleagă toți din clasă, instant, din clasă, lecția.
Aș vrea să te duci la lecția 124, să vezi că la o clasă de a patra am predat eu o lecție. Nu știu dacă ai văzut lecția ce vreodată. Deci, care? 124? Așa cred. 124 sau 125. Lecție predată la clasa a patra. Deci am intrat, am deschis ușa la o clasă de a patra, nu știam pe copii, nu i-am văzut niciodată, într-un sat undeva. Și am intrat și am făcut o lecție de matematică. Este lecția model a ceea ce trebuie să facă profesorul la clasă. Așa trebuie să fac, cum am făcut eu acolo. Acum, să mergem mai departe. Trebuie dacă să uită alți profesori la canalul tău și chiar aplică... O, da, da, am comentariile, mă. Deci sunt comentarii a unor profesori care mi-au spus așa în comentarii. Ce bine că te-am descoperit, profesore. Am o profesoară de matematică care este entuziasmată de felul în care știi că vreau să fac și eu ca tine lecțiile. Mă strădui de fiecare dată. Știi că nu reușesc, dar sunt încăpățânată și cred că am să reușesc și odată. Că până acum mă duceam la clasă, ea povestea. Mă duceam la clasă și învățam și eu niște gheșiții și vreau să le înțeleagă copiii doar pur și simplu din ce... din ceea ce făceam eu. Profesoara se numește Amalia și nu mai știu cum. Are multe comentarii, foarte multe. Este într-o bucurie continuă când aplic. Ea este una dintre cele 7 de mii am văzut de abonați sunt. Da? Una dintre cele care sunt abonate este și ea care așteaptă cu nerăbdare fiecare lecție. În mod sigur le vede pe toate. Și mai facem încă o dată, asta o să se bucure, o să vezi un comentariu la asta. Faptul că eu am amintit de ea, nu mai știu cum o cheamă așa, dar că am amintit și că este entuziasmat, o să comenteze asta aici, în algoritmul împărțirii, în mod sigur. În mod sigur. Să vedem. O să fie mai mulți dacă noi punem așa, algoritmul înțelegerii, tata va spune așa, titlul lecții va fi... spectaculos. Uite, alt exemplu acum. Să zicem așa. 948 împărțit tot la 2. Deocamdată iau așa dintr-o singură cifră, iau cu 12, să avansăm și să înțelegem bine. Egal cu. Vorbește? Egal cu paranteză. Da. 900. Da. Plus 40. 40 da. Plus îi facem 8. O surpriză și lui Ana, că o să înțeleagă foarte bine algoritmul, dar mai ales lui Victor. Victor e acum cu împărțirile, cât de repede se apucă. Și când o să vadă lecția făcută de tine, nu mai trebuie să o explic eu, explici tu. Mai ales că o să și vorbești, o să faci, după ce înțelegi bine asta, faci un videoclip și în engleză un pic, ca să-l explici și lor. După ce înțelegi tu bine, bine, bine cum faci. La ce oră? Când vrei tu. Tu, când vrei tu, te gândești tu ca să... Asta va fi și ca temă. Deci să comentezi un pic în engleză, că lui vine mult mai bine dacă vorbești în engleză. Acum sau când? După ce ca temă, pentru mâine, pentru poemi, când vrei tu. Okay. Rămâne pentru tine, e videoclipul tău. Te înregistrezi în engleză vorbind. Bine. Bun. Deci 900 plus cât ai zis? Plus 40 plus 8. 8. Împărți la 2. E cam mai departe cu. Ar trebui să scriem 9 se împărți la 2, dar pentru că 9 nu se împarte fix la 2, facem cu 800. Așa e zis, foarte bine. 800 plus 100. Plus 100. Plus 40. Plus 8. Plus 8. Și egal cu, aranjează-ți tot împărțit la 2, el a subit. Și egal cu... egal cu 400
Tot bine, hai să scriem așa, și așa, cifrele. Așa. 800. Hai să avansăm mai întâi numărul complet. Lăsăm 800. A, 800 plus 140. Să-ți place 140, că e 14 în parte, plus 8. Da. Totul de împărțit la 2. Și egal cu? Și egal cu... 800 acum, 400... Nu, îți scrie așa, 800 împărțit la 2, ca să vadă încă. 800 împărțit la 2. Proprietatea aceea deșteaptă. Plus? Plus 140 împărțit la 2. Da. Plus 8 împărțit la 2. Da. Egal. Acum, 400. Da. Plus 70. Da. Plus 4. Plus 4. Egal cu 474. 474. Acum hai să facem... Algoritmul. Algoritmul. Să aplicăm algoritmul exact oglinda acestuia, transpus în schema care o știu toți copiii. Deci 948 împărțit la? Împărțit la 2. 2. Egal cu? Egal cu de 4 ori. De 4 ori. 4, 2, 8. 8. 1. Acel 1 reprezintă 100. Foarte bine. Și acel 8 reprezintă 800. Dacă suntem la cifra sutelor, aici sunt două zerouri, deci 800, da? Că dacă ar face scăderea, ar rămâne 148, așa este. Da. Dar noi am înțeles că e 100 aici, pentru, așa, pentru înțelege. Și acum 14 este 140 de aici. Da. Și 2 în 14. 7. Da. Șapte ori doi, 14, nimic. 8. Coborâm pe 8. Iată ultima. 8. Ultima 8, împărțit la 2. 4. 4. 4 ori 2, 8 și ți-a terminat exercițiul. 474. Vezi? Nu știam să apreciem algoritmul ăsta. Nu știam să-l apreciem. Dar acum când am văzut cât de mult ne simplifică munca, ne îndrăgostim de algoritm. Dar am și înțeles în intimitatea lui acum. De aceea, fiecare coborâre a unei cifre înseamnă un număr de acela cu 10. De aceea trebuie să punem, când nu merge, 0 acela, știi bine, nu? Că am mai vorbit așa. Ia să vedem acum să facem o altă împărțire. Uite, nouă sute treizeci și șase, 936 împărțit la 9. Egal cu? 900. Corect. Paranteză. Plus, paranteză trebuia spun, da, 900 plus? Plus 36. Plus 36. Îl las așa pe 36 sau vrei să-l rupi? Plus 30 plus 6. Bine. Plus 6. Totul de împărțit la? Vreau să fac să fie doar 36 ca să nu... cu șasele alea de la sfârșit. Așa. După rețetă, așa trebuie să fac desfășurarea asta, nu? Da. Bun. Și egal cu? Egal cu
100 sau 900 împărțit la 900. Deci 900 împărțit la 100. La, pardon, 900 împărțit la 9, pardon. Da? La 9. Plus 30 împărțit la 9 și plus 6 împărțit la 9, conform tehnicii noastre. Da. Și egal cu? Cât face 900 împărțit la 9? 100. Dar eu vreau să nu fie 30 și plus 6, vreau să fie doar 36. Am înțeles, tu tragi pe a ta pentru că știi tu de ce. 36, merg așa. 36. Da. Împărțit la? 9. La 9. Și egal cu? Doar 36 să fie împărțit la 9, deci nu mai punem paranteză. Că au rămas numai 36 împărțit. Da. Egal cu 100 plus 4. Plus 4. Egal cu 104. 104. Și aici să mergem cu algoritmul. Deci, prin împărțirea asta, tu ai tras de la început. Îți plăcea deodată 36. Că 36 se împarte la 9. Ce rost mai are? Deci eu am vrut să nu fiu de acord cu tine, dar tu până la urmă tot așa ai strâns. Că zici, așa vreau eu, că 36 se împarte la 9. Foarte bine ai făcut. Și acum, 936 împărțit la? Împărțit la 9. Facem algoritmul. O dată. Da, 1 ori 9, 9. Nimic. Da. Coborăm pe 3. Da. De 0 ori. Asta-i, Măriuca! Ăsta e motivul de ce spuneam să punem pe 0 aici. Că dacă coborai și pe 6, știi bine că era slăbiciunea asta, repede. Nu-ți merge și îți zici 3, 6 și de 4 ori, fără să-l ai pe 0. Da? Deci ce opțiune la împărțire? 14 și tot cine-i. Dar acum... În primul rând, instinctul meu deja crede că ceva nu-i corect. Atunci, da, îți dai seama că ceva nu-i corect și trebuia să revii. Dar acum ți-e clar de ce neapărat zero acela, că fiecare cifră coborâtă înseamnă o cifră la rezolvă. Fii zero, când e prea mică, cum a fost la noi, cine? Treiul. Deci, la cifră, fiindcă 9 în 3 merge de 0 ori, punem 0 aici. La cât? Deci neapărat. Și acum coborâm pe 6. Și 9 în 3, 6 de 4 ori, 4, 9, 3, 6. Să spunem prietenul nostru că foarte des aici ei greșesc. Foarte des greșesc, nepunând 0 la cât. Avem grijă totdeauna să facem asta. Bun. Hai să facem acum 289 împărțit la 17. Deci luăm un alt exemplu. 289 împărțit la 17. Egal cu. But... După ce știm noi, 200. Bine, 200. 200 plus paranteza. Așa, da, foarte bine. 200 plus 80. Plus 80 plus 7. Împărțit totul la 17. Și egal cu. Dacă ar fi fost 170, dacă ar fi fost 170, ar fi fost bine că împărțit la 17
ca 17 în 17 ar fi mers odată. Deci simți nevoia. Atunci facem 170 plus 30 așa. Plus 80 și plus 7, nu? Da. Totul de împărțit la 17. Deci plus 7, 9 mai Măriuca. Că 200 plus 80 plus 9. Da, uite, te-am tras cu 7 pe aici. 17 și 7, în sfârșit. Am revenit. Și egal cu? Să-i adunăm, adică să împărțim pe 170 la 17, că se poate, și pe 30 cu 80 cu 9 să-i adunăm aici, să vedem că din două cifre de aici e lucrarea mai complicată. Deci poate să fie chiar din trei cifre. 109. Deci 170 plus 117, parcă ar face aici, nu? 30 cu 80, 110 și cu 9, 119. 119, totul de împărțit la 17. Și face cât? 170 împărțit la 17, nu că știm asta, 170 împărțit la 17, plus 119 împărțit la 17. Și egal cu 170 împărțit la 17 și face... Deja știm, e 10. 10 plus 119 împărțit la 17, ne gândim așa din experiența care o avem, cam de cât ori, 7 ori, cât se facă cu 9 la sfârșit din tabla mulțirii? Șapte ori cât se facă din tabla mulțirii? Cred că cu 7, că 7 ori 7 fac 49. Da. Deci dacă aș fi mulți, hai să fac deoparte 17 ori 7. Tabla mulțirii îmi spune că ar fi deștept acest 7. 7 ori 7, 49, 9 și 4. 7 ori 1, 7. 7 ori. Bun, este perfect. Deci înseamnă că aici, aici va fi 10 plus 7. Nu? Câtul împărțirii la 119 și la 17 este 7. Și deci face cu 17. 17. Deci, hai să vedem algoritmul. Deci, 289 e așa, așa, așa. Rat perfect. Asta, băi, Măriuca. Hai că să spun acum, dar sincer spun. Martorul meu este Dumnezeu. Am vrut să spun și așa m-am gândit de puternic să văd, să zic eu, să nu zic dacă e pătrat perfect. Și este acest telefon care nu se va inventa niciodată. El este inventat dintotdeauna. Deci eu acum, martorul meu este Dumnezeu, m-am gândit cu toată forța la asta și am vrut să văd dacă tu îmi spui că uite, împărțindu-se la 17, tot 17 ne-a dat când împărțindu-se, deci e 17 și la a doua. Și acesta e număr pătrat, e pătrat perfect, fiindcă 17 și 17. Deci este pentru mine un moment de bucurie imensă când mi se dovedește încă o dată că există această rețea, vezi, pentru ca să ne putem înțelege cu telefon, că ca să ne vedem acum, este o pânză, să spunem, de informații care circulă. Și noi având acum pe lungimea asta de undă pe care se emite acum prin
prin internet, prin sateliți, prin toată chestia asta, cu cât efort se face asta, iată că prin comunicarea asta cu Duhul Sfânt, iată Sfânta Treime, că tu ai spus Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt este cel care ne asigură comunicarea. Prin gând. De ce am ajuns la mintea ta fără să pronunț, fără să deschid gura? Deci n-am deschis gura. Martor mi este telefonul. Dumnezeu și mi este martor acest film. Asta înseamnă rețeaua Duhului Sfânt. Există această rețea a Duhului Sfânt. Știi când a fost rețeaua stabilită? La cincizecime, dacă ai auzit, dacă ai aflat, că după ce Domnul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la cer, la 10 zile a fost cincizecimea și au coborât peste apostoli, cei 12 apostoli, au coborât Duhul Sfânt, care așa a spus, eu mă duc la Tatăl meu și ca să fac lucrarea asta, ca sub formă de limb de foc. Dar nu ardea focul acela, ci pur și simplu așa s-a auzit Domnul Vuie și în clipa aceea au putut vorbi în toate limbile. Deci erau niște pescari, niște oameni care nu aveau deloc educație. Și deodată s-au trezit că vorbeau în limbi, în toate limbile pământului au putut vorbi. Așa și eu acum am avut această mărturie direct acum, cu tine discutând, că am reușit să ajung la tine și noi am comunicat și tu mi-ai spus, pătrat perfect? Asta ai vrut să spui? Da, Măriuca, este pătrat perfect. Deci de ce? 289 egal cu 17 la a doua, egal cu 17 ori 17. Și egal cu 17 la a doua. De ce se cheamă pătrat perfect? Că este la a doua. Da? Deci, fiindcă se găsește cineva care la a doua să facă 289, 289 este pătrat perfect. Pentru mine, momentul acesta e cel mai important din toate lecțiile care am făcut noi. Pentru că am putut să-ți dovedesc tu, acum, în discuția cu tine, că ai recepționat ceva pe care n-am pronunțat eu. Tu ai recepționat și ai spus 289 este pătrat perfect. Într-adevăr, hai să facem și împărțirea, să ne convingem de asta. Deci 289 împărțit la 17. Egal cu. Egal cu... Luăm două cifre, o dată? Da, o dată. 1 ori 17, 17. Rest... 1? 11. Deci rest 11, foarte bine. Și coborăm și pe 9. E mai mic decât împărțitorul, știi bine că... Deci bine. Avea... Coborăm și pe 9. Și a răsut în 19, merge de 7 ori, 7 ori 17, 119. Este extraordinar, extraordinar, cât de mult am muncit aici, Măriuca, ca să aranjăm pe 289 ca fiind 170 plus 119 și să vedem cum am aplicat, nu aplicând această tehnică, totul este strâns aici în algoritm, atât de frumos și atât de repede, de aceea ceea ce părea că presupune un efort extraordinar de mare, acum când l-am înțeles, ne dăm seama că este și mai clar un lucru, că el mărește viteza. Că toată munca aceasta e prinsă ca într-o oglindă, ascunsă, e drept, nu se vede foarte bine. Că dacă eu încercam să-i explic aici pe algoritm, spuneam, nu văd nimic. Nu înțeleg nimic. Dar acum când ai muncit tu și ai văzut asta și ai văzut toată chestia asta, inima ți este plină de bucurie și mă bucur foarte, foarte, foarte tare pentru că noi suntem într-un dialog de asta atât de frumos. Nu știu, Măriuca, crede-mă, eu ți-o zic, nu știu, se vede entuziasmul meu pe în vocea mea. Este o bucurie. Ții minte când veneai la Bacău, ce îmi spuneai? Era mică și tu spuneai capra cu triez, bubule, capra cu triez. Mai ții minte? Ții minte capra. Și cum ne jucam. Da?
Deci capra cu trăiezi. Și tu vrei să fac și pe, și pe lupul. Ți îți plăcea foarte tare când eu intram în pielea lupului. Da? Și acolo încercai tu să, să faci... Eu eram doar ietul cel mic. Tu erai restul. Toți. Așa, eu făceam toate... Așa. Dar ți-am povestit de ce. Că eu am jucat chiar capra cu trăiezi. Deci piesa am jucat-o când eram de 7 ani. Chiar? Nu intrasem la școală. În vara, când trebuia să intru la școală, eu am avut la serbare învățătoarea, educatoarea noastră, ne-o fixa ca scenetă să jucăm capra cu trăiești. Și pe mine m-a pus lupul. Deci în scenetă eram lupul. De ce eu intram așa de ușor în, în pielea lupului? Deci eu am jucat efectiv. Și țin minte o secvență care merită să, să, să ți-o spun. Secvența aceea că, rog, eu fiind plâng, eu am pus o, o mască, ceva de lup făcută din carton pe cap acolo, sfârșit. Și eu, na, în, în sceletă fiind lupul, am ajuns la momentul când cu sărmăluțile. Și mi s-au adus sărmăluțile, dar mie mi-era o foame, mie mi-era o foame de, de nu, ca de lup, cum se zice. Și când până o trebuie să mi se pună sărmăluțile mai înainte de a ajunge la momentul când, dar când am văzut sărmăluții, când m-am repezit la ele, le-am terminat până două, le-am mâncat 4-5 sărmăluții că erau acolo, dar viteza cu care le-am mâncat, au început într-un hoho de râs toți care erau acolo prezenți, pentru că chiar ca un lup am mâncat, chiar ca un lup am mâncat. Deci eu nu am seama. În clip. Da. Deci eu nu-mi dădeam seama că ei râd în hohote pentru că eu mă manifestam ca un lup. În sensul că, fiind în foame, am mâncat cu toată viteza. Cu toată viteza. Acolo și am terminat rapid. Așa. Până să ajungă cea care juca rolul de capră și să spune cu metri, nu știu ce, acolo, cum se zice, toată sceneta, era deja... Nu, eu încă eram pe scaun, nu-mi trăsese nimic în scaunul ca să cad în groapă, știi? Pentru că se termina sărmăluții și așa, ăsta este motivul pentru care eu jucam cu atâta plăcere și cu atâta drag sceneta când ne întâlneam. Ei bine, acum vreau să, să, să vedem, Mihăiță, dacă, dacă Mihăiță mai vrea să facem. Cred că tu ai înțeles lecția. Da. Prin exemple acestea. Și nu-ți dau nimic de făcut pentru data viitoare, pentru mâine. Bine, doar, doar trebuie să fac filmulețul. Așa. Mare bucurie o să faci. Dacă tu repeți încă o dată, tot filmulețul ăsta repeți o dată de două ori, începi în engleză să vorbești. Da. Eventuale cuvinte care nu le știi, vorbești cu tati ca să te ajute și până faci filmulețul, când dai la înregistrare, să, să perceapă și ei, acesta va fi filmulețul cel mai frumos cu putință, pentru că le explici ceva. Dar după aia ți-l trimit sau... Poftim? Dar după aia ți-l trimit sau... Deci îl pui și îl pui și pe internet, să-l vadă în engleză. Varianta în engleză a lui Măriuca. Înțelegi tu? Că se vor bucura foarte tare înțelegând. Deci, pur și simplu scrii încă o dată. Voi aveți o tablă, știu eu, nu? Da, avem. Așa, deci la tablă, cum am făcut, cum vezi că am făcut aici la tablă, așa scrii și tu și vorbești în engleză. Că pur și simplu trebuie să vorbești în engleză, nu trebuie să povestești. Că dacă nu scrii relațiile să se le vadă perfect, nu. Dar doar trebuie să fac pe topicul ăsta, adică cu nu algoritmul ăsta? Nu. Numai pentru algoritmul ăsta, pentru că este unicat. Ok. Deci lecția asta fiind unicat și dacă tu te vei simți bine și îți place chestia asta, că dacă vrei să scrii, să faci și lecția în engleză, o înțelegi încă o dată în plus și faci un serviciu formidabil. Adică din română în engleză, prin ce, cum înțelegi tu lucrurile, ajung acolo. Că de foarte multe ori eu am primit și comentarii a unor care nu sunt români, dar îi înțeleg din succesiunea, chiar dacă eu vorbesc în română,
Eu am înțeles aici că pe fiecare, dacă eu am 170 119 împărțit la 17 și am zis 170 împărțit la 17, ei nu au înțeles în românește, dar au văzut relația. Și relația aceea e pe jumătate, cum se spune? Știi că ești un profesor bun dacă elevii nici nu înțeleg ce zici, dar tot înțeleg despre ce e vorba. Asta e superb. Deci dacă nu înțeleg limba română, asta spui tu, da, dacă nu înțeleg limba română și totuși înțeleg de relațiile care scriu eu acolo, înțeleg că doar e limbaj universal ăsta. Matematica este un limbaj universal. Nu? La fel, acelea simbolul se folosește în America și oriunde în lume. Cu excepția chinezilor. Nu cred că chinezii au simbolurile astea, cifrele astea. Nu cred. Ei... Au... Au alte. Știu că ei au altă modalitate să înmulțească, dar nu știu despre nu cred că sunt cifre, nu e alfabetul ăsta, nu e nimic acolo, e altă, din alte lumi vine. Da. Altceva. Da. Măriuca, dacă este și Mihăiță de acord, eu l-aș știu și pe el. Bine. Dacă nu, ne transmiți dacă da sau nu. Ok. Dar ține minte că am făcut cea mai frumoasă lecție, cea mai interesantă, unică, vreodată care am făcut-o. Dar gen, ok. Dar acum să faci cu el sau mai târziu? Eu în 5 minute, 10 minute cel puțin ca să respir un pic, da, și cum facem. Bine. Bine, pa, pa. Pa. La revedere, dragilor. Pa. Pa.